Conținutul programului. Divertisment. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Vreau să fac un tatuaj. Cu numele tău, ce zici? Pe fundule. Calmează-te, mamă, calmează-te. Gura mai mică, te rog frumos. Mai îmi plăceau și băieții, din când în când. De la penis. Penis? Adică eu pot penisul. Da, mă amuzi. Mă excită să-l văd la gâtul tău. Mă la p***. Mă excită să-l văd la gâtul tău, sincer. Da, te excită să-l vezi la gâtul meu p***, nu? Nu, măi, p***, care vine de la... O să ai o surioară sau un frățior, ce-i rămas? Doamna Iliescu era mai mare cu 15 ani ca mine și a făcut o petiție în toată lumea. Eu cred că glumești. Sigur nu mai dai șansă? Nu. Hai, te rog eu. Pe cuvânt că... Te rog eu, mă, stai, uite, mă pun nici nu, te rog eu. Tu crezi că eu mai umblu cu tine dacă tu faci chestii de-astea? Crezi că eu umblu cu toate curvele? Lucrezi sau nu la videochat? Deci ești o panoramă. Acolo? Mulțumim. Bă, dar vine lumea la restaurantul ăsta. Păi vine, mă, că mă zic că se face berbecuț macerat cu nu știu ce. Vezi, românul, tot turcește-i place să mână. Ai mâncat ceva? Nu, n-am mâncat. Nici eu. Ia, vezi ce vrei. Da, să mă uit. Pe cine alegem? Hai să luăm pe... Doamna în vârstă. Te gândești la ce mă gândești ea? O facem pe aia gravă? Vrei? Îl urăsc. Da, hai, dă-i drumul, ce să mai zici? Gata, Irina, ne-am hotărât, o alegem pe doamna mai în vârstă. Eu vreau Irina. Ce faceți? Eu sunt Irina. Ați dat bine promoție, ați câștigat masa din partea noastră, în speranța că veți deveni clienții de la restaurantului. O să vreau pe cineva din dumneavoastră să vină cu noi să completăm niște formulare, să vă băgăm în baza de date. Ia pe doamna? Ok, în regulă. Bună ziua, dar ce e aici? Ce se întâmplă? Cine? Păi e cutremur, veniți încoace. Dar nu, vreau să știu și eu ce se întâmplă. Să rămână, vreau frumos. Sunteți la emisiunea Faci Față, Faci Bani. Da. Puteți să câștigați în 20 de minute 15 milioane. Vă jucați cu noi, vă rog eu frumos. Nu. Haideți, vă rog eu frumos. Să vedeți ce frumos. Sunt am o vârstă, nu știu. Cât aveți pensie? 5.400.000. 5.400.000? Ia gândiți-vă că puteți să câștigați de 3 ori pensie în 20 de minute. 15 milioane. Păi cum? Ne jucăm. Persoana cu care sunteți, domnișoara... Noi ne ținem de cuvânt, vă dăm banii în mână. Este vreo relație de rudenie între dumneavoastră? Nu, este fica mea. Ai, fica mea, sigur. Fica mea este, da. Cum vă numiți dumneavoastră? Rusu Ilioara. Ilioara? Ilioara. La dumneavoastră? Școala de șofer. Școala de șofer, la dumneavoastră am făcut-o. Și eu acolo am picat-o. Tehnicienii o să vă pună în casca în oreche. Mergeți, da? Da, mulțumim. Să nu, să... Ca și cum, da? Ca și cum s-a gândit. Acum la masă îi spuneți că luați companie. Începeți să mințiți, avem încredere. Da, mulțumim. Dacă noi, tineretul cu dumneavoastră, pensionarii, nu suntem uniți. Tu, tineretul, hai, pleacă. Ce s-a lege de țara? Așa este. Aveți o zi bună, să vină spătarul să vă ia comanda. Mulțumim frumos. Mulțumim. Ce stă, doamna, atâta? Ce-ai făcut acolo? Am completat niște formulare. Atâta timp? Ce-a durat mult? Muram de foame aici. Ei. Ai tu răbdare, te grăbi. Ok, Ioara, dacă ești gata să începem, ia-ți geanta și caută ceva. Fă o parcare laterală. Ce cauți? Mă uit să văd dacă am telefonul, dacă am... Nicolae. Spune-i să înceapă și ce trebuie să fac. Doamna Ilioara. Va trebui să folosiți în conversație câteva cuvinte, da? Doamna Ilioara, îl cunoașteți pe domnul Vitan Bărzești? Aș dori să folosiți cuvântul liposucție. Ce cuvânt? Liposucție. Timp m-am cam îngrășat. Da. Vreo 2-3 kg. Spui mie că să mănânc numai puțin și te-ai îngrășat. Și m-am îngrășat eu, da. Și cred că o să apelez la operație de...
contracepție. Tu? Da, eu. Ai luat o razna? De unde ai venit cu ideile astea? Te uiți că prea mult la televizor, asta e toată problema ta. Deci, și atent, Fisa crede că a nebunit. Eu cred că ai luat o razna de tot. N-am luat-o deloc. Ai luat o razna, mă. După ce pleacă chelnerul, să spuneți așa, doamnă, of, 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 mă, mamă, cap ai minte, ce-ți mai trebuie? Mersi frumos, mulțumim. Of, 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 mamă, cap ai minte, ce-ți mai trebuie? Cum adică, eu n-am cap? Da, exact. Tu faci operație? E problema mea. Facem. Păi bine, am înțeles că e problema ta, dar tu n-ai ce mâncat, n-ai tot ce-ți trebuie. Asta e. E decizia mea. Te-a apucat împrumuturile la bancă pentru operație. Mea, fac ce vreau cu viața mea. Uite-te la tine, cum vorbești, nu-i măcar soare să zic că te-a bătut soarele în cap, că nu contează, nu contează. Ți le spun pe alea drepte. Bravo, ați trecut de prima probă, doamna Ilioara, trecem deja la a doua probă, da? Timp de un minut, trebuie să tușiți la masă și să motivați tusea, da? Deja ești gata nebună. Ce te-a apucat de tușește așa? Cred că acum prea mult aseară. Nu fumezi? Da, fumezi, ce ți se pare curios? De când fumezi tu? Uite, așa m-a apucat să fumez. Fumez când vreau. Dar știu că nu fumez, tu ai probleme cu inima, cu... Cum adică să fumez? E treaba mea ce fac. Păi bine, am înțeles că e treaba ta ce faci, dar mie mi se pare că deja... Cu asta. Erai obișnuită numai cu... Păi n-am să mă obișnuiesc, stai tu liniștită că n-am să mă obișnuiesc. E treaba mea. Păi bine, am înțeles că e treaba ta, dar chiar așa... Cred că am fumat totuși cam mult. Ați câștigat 200 de lei. Sunteți foarte, foarte, foarte bună la ce faceți. E în regulă. Stați calmă, continuați să mâncați. Poate mai slăbesc, da aia. Fumez. Ce legătură are slăbitul cu fumatul? Până acum ai să faci operație, acum fumezi ca să slăbești. Nici tu nu știi ce vrei sau ce? Toate, măcar să fie bine. Să arăt și eu mai bine. Ți se pare că e bine ce faci? Ți se pare că e perfect ce faci? Da, mă simt foarte bine. Mă simt mai tânără, mai... Te simți mai tânără? Da, foarte bine mă simt, da. Ha? Am o energie. Deja m-ai enervat. Păi adică cu ce te-am enervat? Cu toată atitudinea asta a ta. Calmează-te, te rog eu frumos, calmează-te. Păi cum să mă calmez, doamne, când tu îmi spui că vrei să faci operație? Că vrei să fumezi marihuana? Suntem la restaurant, controlează-ți... Păi nu, că nu o să mai ai niciodată cu tine la restaurant. Pentru că asta, nu stai și tu ai, cred că mai scos la restaurant ca să mă enervezi. Nu, tu mă enervezi pe mine. Bravo, bravo, doamna Ilioara. Doamna Ilioara, pentru 300 de lei, chemați chelnerul și comandați-i multe, multe feluri de prăjitură. Pune mâna și mănâncă. Te-aș vrea să, dacă se poate, să vină chelnerul să comand ceva. Aș nici n-ai mâncat. Chelnerul. Păi nici n-ai mâncat. Ce să comand? Mănâncă, nu prea pot să mănânc. Nu prea pot. Dar nu prea pot să mănânc, dar mănâncă, înțelegi? Deci tu ai comandat de mâncare. Mi-e și foame, dar uite că nu mai pot. Am vrut să... Nu vă supărați, aș vrea dulce, ceva dulce. Cât mai multe dulciuri. Facem o porție? Mai multe, mai multe. Țavarine, ce aveți, clătite? Ok. Tarte, vă rog frumos. Ce față are Fisa, e și genială. Țavarine. Spuneți-i, ia dragă și mănâncă, lasă-mă pe mine, vezi-ți de tine. Păi nici n-ai mâncat? Te surprinde? Da, mă surprinde, pentru că tu nu mănânci dulciuri, tu ai început de diabet. Nu mănânci dulciuri, mănânc acum. Păi tu ai început de diabet, domnule. N-ai nimic, diabetul cu gusturile mele. Fac ce vreau, mănânc ce vreau. Dracu, mi s-a făcut și mie așa o poftă de savarină. Ți s-a făcut poftă? Da, și mie mi-a o poftă de o savarină, deci... Mi-aș băga botul într-o savarină. Deci mi-a o poftă de o savarină. Mi-aș băga botul într-o savarină și după aia aș lua și o negresă și aș băga și o negresă. Dulciuri, foarte multe dulciuri aș vrea. Tu? Dulciuri? Aș mânca și pietre dacă ar fi dulci. Da, da. Adevărat ai luat o razna. Nu am luat-o deloc. Deci adevărat ai luat o razna, pe cuvânt. Nu se poate. Așa e bine? Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc frumos. Măi, mamă, mă. Nu e treaba ta. Deja mă faci de râs ca să știi. Păi și potolește-te că tu ai diabet. Cui pe cui se scoate? Uite, mănânc. Uite așa la ambiția ta. A, ce poftă, nu-ți dau. Nu, că pot să-mi comand și eu, nu este nicio problemă. Mănâncă-ți acolo, tu. Nici măcar n-ai mâncat, te-ai apucat de dulciuri, de... Și
chiar abia așteptam dulciulea, el a fost așa un pretext. Doamna Eliora, ați câștigat 300 de lei. Puteți merge mai departe să câștigați 750 de lei sau vă puteți opri în momentul ăsta. Dar bănuiesc că... Ce bănuiești?